Bine v-am găsit la un nou clip, cel care deschide de altfel anul 2024. În primul rând, vreau să vă urez și eu un an nou mai bun decât cel care a trecut, plin de realizări pe toate planurile. Și sper ca urarea mea să vă găsească cu bine și să o primiți cu brațele deschise, pentru că vine din suflet. Astăzi este 21 ianuarie, este prima dată pe anul acesta când reușesc să pun oficial mâna pe camera de filmat, sau mai bine spus pe noua cameră de filmat, pe care am primit-o cadou de Crăciun și pe care sper eu să o folosesc foarte mult timp de acum înainte, să-mi fie un ajutor de nădejde atunci când vreau să filmez daily vloguri pentru voi. Încă de la începutul anului, să știți că toate diminețile mele au început de vreme, dar foarte de vreme, într-un ritm lent pe care eu l-am ales și care s-au lăsat de fiecare dată cu un mic dejun copios. Pentru astăzi vedeți că am ales un terș de ovăz cu multe fructe proaspete, merișoare și nelipsiții fulgi de nucă de cocos. Acesta este de altfel și micul dejun preferat, așa că o să-l vedeți foarte des în daily vlogurile viitoare. Nu știu cum se întâmplă la voi, dar în cazul meu niciodată nu am îndrăznit să fac schimbări majore în luna ianuarie, pentru că după un decembrie destul de agitat, chiar prea agitat a spune, a urmat și această lună ianuarie la fel de agitată, sau chiar mai mult aș îndrăzni să spun pentru mine, pe toate planurile. Dar nu e loc acum pentru a dezvolta mai mult acest subiect. Așa că ceea ce vreau să vă spun și să rețineți este faptul că luna ianuarie pentru mine este luna în care îi dau timpului timp în fiecare an, indiferent ce s-a întâmplat și indiferent ce s-ar întâmpla. Și pentru că tot am adus în discuție timpul, mi-am făcut o cafea și mi-am luat lângă mine și o felie de cozonac pe care l-am făcut chiar eu, cu foarte multă umplutură, așa cum ne place nouă, cu de toate, și mă așez la masă cu gânduri mărețe. Astăzi vreau să-mi aștern pe hârtie toate intențiile pe care le am pentru noul an, dar și prin readucerea în viața mea ceva ce îmi lipsea. Mai exact, stabilirea unui meniu săptămânal. Cu pași mărunți, dar siguri, știu că voi reuși să-mi construiesc obiceiuri bune anul acesta care să-mi schimbe calitatea vieții. Este ceva ce-mi doresc foarte mult pentru 2024. Și este ceva pentru care știu că trebuie să muncesc puțin mai mult pentru a ajunge acolo unde îmi doresc. Și dintre toate agendele pe care le aveam în casă, am reușit să rămân la una, care mi s-a părut mie ca fiind cea mai potrivită pentru genul de organizare pe care vreau să-l abordez anul acesta. Știu că am cumpărat-o de pe Amazon acum ceva timp și îmi place foarte mult cum este structurată și pentru că este nedatată. Acesta este un aspect foarte important atunci când vine vorba despre folosit agende, pentru că nu-mi place să fiu constrânsă de anumite date fixe. Îmi place să organizez fix așa cum îmi doresc eu. Și am început prin a-mi așterne pe hârtie intențiile anului 2024, pe care voi cel mai sigur le veți vedea în clipul următor, care va veni curând la voi, vă promit.
Și pentru că vă mai spuneam eu puțin mai devreme, haideți să trecem și la stabilirea unui meniu săptămânal. Sau mai bine spus, să revenim la un vechi obicei pe care noi l-am avut cândva și să știți că a funcționat foarte bine pentru noi, ne-a ajutat foarte mult. Și la fiecare sfârșit de săptămână vreau să-mi notez aici ceea ce voi găti pentru săptămâna viitoare. În felul acesta, nu doar că voi ști exact ce voi avea de gătit, ci voi economisi timp și la cumpărături. De asemenea, va fi foarte ușor să întocmesc și lista de cumpărături pe care o voi avea de făcut pentru săptămâna în curs. Și chiar vă sfătuiesc și pe voi să abordați acest tip de organizare, pentru că sunt sigură că mai devreme sau mai târziu aceasta va da roade. V-am spus că acum câțiva ani noi am mai abordat genul acesta de organizare și a funcționat de minune. Acesta fiind motivul principal pentru care am simțit nevoia să îl readucem în viața noastră, pentru că trebuie să câștigăm mai mult timp pentru lucrurile care într-adevăr ne fac plăcere și cărora am vrea să le dedicăm mai mult timp. Chiar dacă vremea nu este foarte prietenoasă în această perioadă a anului, am lăsat toată organizarea mea deoparte și asta pentru că nu am putut rezista invitației lui Răzvan de a ieși la o plimbare scurtă să luăm împreună pulsul orașului. Și bineînțeles că v-am luat și pe voi în această plimbare și v-am arătat așa puțin din orășelul în care eu locuiesc. Aștept să vină căldura să vă arăt și vouă alte locuri mult mai interesante și mult mai frumoase, dar până atunci, ce să vă spun, ne-am bucurat de aer curat, de plimbarea în parc. De cele mai multe ori se spune că aparențele înșeală și cam așa s-a întâmplat și în cazul zilei de astăzi. Chiar dacă cerul este senin și voi vedeți pe cer soarele strălucind, vă spun eu că a fost un soare cu dinți. Dar chiar și așa, nimic nu ne-a împiedicat să ne bucurăm de această gură de aer proaspăt și să ne relaxăm. Nouă ne plac foarte mult plimbările în parc și de cele mai multe ori, în cazul nostru, o simplă plimbare se dovedește a fi și șutul în fund de care avem nevoie câteodată pentru a putea vedea în ansamblu toate activitățile pe care le avem de dus la capăt. Nu știu în cazul vostru dacă este la fel, dar ceea ce vă pot spune este că, indiferent de natura jobului pe care o aveți, să vă bucurați totuși de aceste plimbări, pentru că sunt de fapt o activitate la îndemâna oricui.
Și toată această plimbare a noastră s-a terminat și cu o vizită scurtă la Stansbury's, de unde Răzvan a insistat să-mi cumpere un buchet de trandafiri galbeni, absolut superb, pentru că știe că sunt printre florile mele preferate. Deși vreau să vă mărturisesc că el ar fi vrut să-mi cumpere lalele, dar se pare că nu a fost ziua mea norocoasă, pentru că acestea nu mai erau disponibile. Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Sper că am reușit să vă inspir și pe voi în crearea unor obiceiuri noi, de ce nu? Noi ne auzim curând cu un nou videoclip cu dreamboard-ul meu. Până atunci aștept să vă citesc în căsuța de comentarii să-mi spuneți și voi cum a început anul 2024 pentru voi. Aveți grijă de voi! V-am pupat!